Bine v-am găsit, dragi prieteni. Printre știrile care ne-au interpelat astăzi este și intervenția jurnalistului Ion Cristoiu, care scrie o odă la adresa Elenei Udrea. Ne e dor, bineînțeles, de Elena Udrea și mai dor ne e de Costa Rica, e adevărat, dar n-are legătură una cu alta de data asta. Ion Cristoiu, care pur și simplu începe să-și scrie memoriile, mă gândesc, și asta ar fi o știre, uite cum zicea Mănăstire că i-a dat o știre Codrin Ștefănescu mai devreme, apropo de faptul că doamna Dăncilă este în șah sau practic în offside pasiv sau, cum se spune mai degrabă la handball, este sub amenințarea jocului periculos sau, cum se spune, joc pasiv, așa, este sub amenințarea, stau ea cu mâna ridicată așa la PSD, zilele doamnei Dăncilă ar putea să fie numărate. Dar mă rog, n-am ajuns încă acolo. Spuneam de Ion Cristoiu, care e mai aproape de sfârșit decât de început, evident, și probabil că se gândește să treacă în revistă așa istoria României în ultimii 30 de ani, la care a participat indirect, dar totuși activ, în calitate de jurnalist. Și el susține că Elena Udrea a fost și este un talent politic de excepție. Asta ne-a interpelat. Faptul că este în continuare talent politic de excepție, tocmai în momentul în care scena politică din România duce lipsă de femei puternice, că ăsta e termenul care este agreat peste tot pe mapa mond. Așa cum am mai scris, continuă Cristoiu, relația aparte cu Traian Băsescu a dat naștere imaginii unei femei care a ajuns ce a ajuns datorită acestei relații. Eu cred însă că Elena Udrea ar fi ajuns mult mai sus decât locul în care a fost dacă ar fi rămas pe cont propriu. Jurnalul, cel puțin, dezvăluie o personalitate puternică. El încă tot citește jurnalul Elenei Udrea. Așa, deci jurnalul dezvăluie o personalitate puternică, de sine stătătoare, în unele momente mai lucidă, prin scepticism feminin, în privința celor care îl urmăreau pe Traian Băsescu, plin de surâsuri băloase pe față, ascunzând la spate pumnalul uns cu o travă. Dacă mă gândesc la ce batraciene sunt multe dintre femeile de azi din politică, am toate motivele să deplâng pierderea suferită de clasa noastră politică prin scoaterea din joc a Elenei Udrea. Elena Udrea a avut de suferit enorm după plecarea lui Traian Băsescu de la Cotroceni. Cu toate acestea, Elena Udrea a fost și pare a fi în continuare loială fostului președinte într-o mustărie moldovalahă în care datul poalelor peste cap e un nrav împărtășit și de cei ce n-au poale, da? Prin fiziologie nădrăgari, prestația Elenei Udrea mărturisește un caracter. Lucru rar în politica românească. Elena Udrea îi mulțumește oficial din Costa Rica domnului Ion Cristoiu, spunând că apreciere într-un astfel de moment pică mai bine decât toate laudele primite pe vremea când era soarele unora dintre foștii săi colegi de partid. Deci asta vreau să vă spunem, noi suntem oameni buni la suflet, în general oameni mărinimoși, și m-a sensibilizat un pic acest schimb de replici între cei doi, jurnalistul Ion Cristoiu și fostul ministru Elena Udrea, cum își mulțumesc așadar unul celuilalt pentru ceea ce au făcut pentru țară, sau ceea ce a făcut Elena Udrea pentru țară și respectiv ce a făcut Ion Cristoiu pentru Elena Udrea. În fine, să nu intrăm în foarte multe clinciuri de genul ăsta, că nu mai reușim după aia să le scoatem la capăt. Ideea este că n-am putea să fim chiar cu totul de acord. Ion Cristoiu poate să fie combătut și trebuie să fie combătut din când în când, pentru că ăsta este principiul democrației și în presă. Acolo unde scaunele muzicale, evident, fac uneori locul unor declarații, unor informații la care nu te așteptai. Deci, nu cred în această afirmație că ar fi putut să facă mai mult fără Traian Băsescu, întrucât locul Elenei Udrea nu era în politică. Sau unul la mână. Elena Udrea nu s-a născut politician, nu a gândit, nu s-a visat politician niciodată, până când a ajuns în politică dintr-o imensă conjunctură. Nu stăm acum să o despicăm în patru, așa cum de altfel și cei mai mulți jurnaliști au ajuns în presă dintr-o conjunctură. Deci nu avea nici înclin, nici în mânecă cu această politică, și aici nu cred că Ion Cristoiu este chiar idiot. Cred pur și simplu că este doar un mincinos și un fariseu.
Da, sau pur și simplu nu-și mai amintește, nu poți să spui așa ceva. Elena Udrea n-are nicio legătură, ea este la nivelul președintelui Norvegiei. Și-a recunoscut în atâtea rânduri, de altfel că o să pricepe la politică externă, nu cunoaște practic nimic din sfera, da, de care are nevoie un politician. Ea însă s-a adaptat, asta este adevărat, așa, dar era o, să spun, un politician de ăsta de taclale. Da? Bună de gură, într-adevăr, mai interesantă o poartă de culoare asta, fără discuții, decât alte reprezentante ale sexului slab și frumos, sau atât de frumos în politica internă. Da, asta sunt de acord, că a fost o poartă de culoare, că ne e dor de aparițiile Elenei Udrea, categoric. Ea degaja, într-adevăr, în anumite momente chiar și o notă de eleganță, nu numai pentru că se îmbrăca de la Prada sau mai știu eu de unde, și că aștepta după Victor Ponta să ia și ei cocoș niște pantofi, că până la urmă i-a luat destul ori cocoș, ori alții, însă n-avea, evident, niciun fel de calibru politic. Cât să fii de stupid, Dumnezeule, și să spune că e jurnalist cu experiență, să spui o asemenea gogomănie. Elena Udrea nu avea absolut nicio legătură, domnul Cristoiu, cu politica. Ea s-a adaptat pentru că asta a fost, au dorit-o unii în politică. Dar cum credeți că și-ar fi putut permite Elena Udrea să facă într-o țară dezvoltată politică? Pe ce considerente? Ea nu avea studii politice. Păi, domnul Cristoiu, nu poți să fii politician dacă n-ai studii politice, măcar minime. Sunt de acord că poți să fii Alain Delon dacă ești Alain Delon, nu trebuie să faci studii de teatru sau de cinematografie, da, ăsta e Alain Delon, da? Poți să fii politician și dacă te întâlnești pe stradă cu politica întâmplător și o ridici de pe jos, dar trebuie să ai niște studii minime în așa ceva. Elena Udrea, sigur că nu e o proastă, nu e o țoapă din punctul ăsta de vedere, le-a demonstrat, de altfel femeilor se exprima corect, da, e din altă categorie decât ce vedem astăzi, da, de aici aș până la spune că ea putea să facă mai mult. Evident că nu. Și cum adică s-a debarasat sau a aruncat-o politica? Până la urmă a făcut niște greșeli, că nu trebuia să ajungă în situația asta. Acum să nu credem că numai justiția îi devine în România, că încearcă să o calce în picioare Dragnea și cu Codrin Ștefănescu sau cu Vâlcov. A ieșit din politică atunci când n-a mai putut să facă politică pentru că a avut probleme cu legea, printre altele. Iar în PMP, care este reușita Elenei Udrea? Nicio reușită. Fără Traian Băsescu n-a mai făcut absolut nimic. Când Traian Băsescu și-a luat mâna de pe ea, sau, mă rog, imaginea, așa, n-a mai binecuvântat-o în termeni politici pe Elena Udrea, evident că n-a mai avut niciun viitor. Că nu l-ar fi întâlnit pe Traian Băsescu, credeți că dacă ar fi întâlnit pe altul, fi întâlnit și pe alții înainte de Traian Băsescu, dar n-a ajuns nici într-un caz într-o situație și mai bună din punct de vedere politic decât eu spun că întâlnirea cu Traian Băsescu a urcat-o la rang de ministru, a ajuns să candideze la alegerile prezidențiale și pentru că a învățat politică de la Traian Băsescu, a învățat în primul rând să se exprime la nivelul scenei politice, pentru că nu avea acest limbaj și l-a format, da? Chiar dacă, sigur, nu era o analfabetă de genul celor pe care le avem astăzi, asta este clar, dar nu era pregătită pentru politică în niciun fel, nu avea cunoștințe despre nimic din politica externă. Elena Udrea nici n-a încercat, nici n-a pretins vreodată lucrul ăsta. Foarte rar, și sunt de acord aici cu finalul, că avea caracter, da, absolut. Avea caracter, într-adevăr este fidelă, este loială, asta trebuie să recunoaștem oamenilor pe care i-a prețuit, nu neapărat nouă. Da, așa este. Și că, într-adevăr, genul ăsta de om lipsește astăzi. Uitați-vă în PSD, n-are niciunul niciun pic de caracter. Așa este. Ei nu și-au spălat rufele murdare în public, cel puțin din ce cunoaștem noi și din ce s-a văzut la televizor. Așa este. Hai să fim serioși, domnul Cristoiu, trebuie să fim pupini curiști. Să aveți o relație ok cu Elena Udrea și noi am avut o relație corectă cu ea, dar asta nu ne împiedică să spunem adevărul. Nu era făcută pentru a fi politician. S-a descurcat până la un punct, însă depinde unde plasați ștacheta, domnul Cristoiu. Noi suntem mai exigenți. Da? Dincolo de un anumit nivel, ea n-a depășit, da? Niciodată. Drumul pe care a apucat-o Matilda, vorba știți cui, da? E, așa este și aici. Să nu exagerăm. Bun, mergem mai departe, întrucât acesta nu era absolut deloc unul dintre subiectele zilei, dar ne-a interpelat totuși această luare de poziție, un sentimentalism, că și noi avem destule, numai nu le exprimăm la televizor.
Așa că îl înțeleg perfect pe Ion Cristoiu, mai ales la vârsta lui, să aibă niște amintiri cu personaje feminine de o anumită calitate. Avem și noi suficiente, dar încoată ne abținem să vorbim la televizor din vari motive. Se redeschide dosarul Realitatea TV, ăsta este de nota, telegrafic așa, o să citesc din Sorina Matei, care este practic eminența cenușie a acestui dosar, un dosar pe care jurnalista îl numește unul de tip mamut, extrem de complicat, un dosar cu tranzacții financiare și un dosar care a fost tranzacționat sau s-a tranzacționat de la o televiziune de știri aparținând unui grup de influență la un alt grup de influență, adică în sensul în care televiziunea a fost șterpelită lui Sorin Ovidiu Vântu de către Cosmin Gușă și Maricel Păcuraru și de asemenea de Elan Schwarzenberg, care este fugar și poate că pe el brațul atât de lung al legii nu-l va mai ajunge vreodată. În orice caz, cererea DNA de redeschidere a urmăririi penale în acest dosar a fost admisă de către judecătorii de la Curtea de Apel București. Vă reamintesc că Realitatea TV a încheiat anul trecut cu 127 de milioane de lei datorii la stat, potrivit datelor ANAF. Asta nu mai sunt date de făcătură politică, cum ar fi spus Cosmin Gușă, dacă ele nu erau publice. Cum spune, de exemplu, Adrian Năstase, sau cum spune Adrian Severin, da? Sau cum spune orice derbedeu dintre ăsta, până la urmă prins cu o caua mică undeva în spațiu public. A, e o făcătură politică, m-au băgat la pușcărie că eram un om valoros. Nu, exact invers. Deci fix așa s-ar fi spus dacă aceste date nu erau consultabile. Nu vă să credeți că venea Cosmin Gușă să ne spună, băieți, n-am mai plătit de 7 ani niciun cent nicăieri, însă funcționăm pentru că suntem în țara lui Pește și eu sunt un om curat. Nu, are 127 de milioane de lei datorie la stat la sfârșitul anului 2018. Între timp au mai trecut 4 luni și din 2019. Așa, acum el a intrat în insolvență postul în septembrie 2011 la propria cerere, nu s-a întâmplat nimic, a fost o tragere de timp. Așa, în momentul deschiderii procedurii de insolvență, datoriile erau de peste 36 de milioane de lei și au tot crescut până când au ajuns la această sumă. O să vedem în continuare ce va însemna, ce înseamnă asta, se rea procesul și, într-adevăr, Gușă sau Păcuraru riscă mai mult decât riscau până acum, dacă vreodată, sigur, acest nou proces va ajunge la capăt. Avem niște cifre interesante, nu știu dacă să le spunem știri, dar sunt niște interpretări de data asta mai curajoase ale procentelor electorale, lucru pe care nu îl întâlnești la televizor. Nu ne aparțin nouă aceste interpretări, ci sociologului Marius Pieleanu, că nu prea există emisiuni la TV în România unde să se meargă cu pronosticul la alegerile europarlamentare. În general se vorbește cumpătat, fără rost, alături de subiect. Ăsta este, în general, demersul. Moderatorul nu-și admite sau nu-și permite să folosească astfel de termeni, întrucât pe el nu-l interesează decât să-și încaseze salariul și cu atât mai puțin să aibă clinciuri cu CNA-ul sau mai știu eu cu cine. Iar invitații, de asemenea, au și ei marja lor de manevră, nu pot să spună la televizor ce vor. Asta mi se pare mai interesant decât o citire pur și simplu seacă a acestor procente, care evident nu sunt bătute în cuie, dar de asta este politică, de asta îi plătim pe politicieni, ca să le putem comenta rahatul în direct la televizor. E bine, ce spune sociologul Pieleanu în legătură cu alegerile din 26 mai? Atenție că USR ar urma să câștige capitala, ceea ce deja este o surpriză, USR Plus, conform unui sondaj realizat de Institutul Avangard. Conform aceluiași sondaj, PMP-ul nu va realiza nici măcar 5% pragul electoral la nivel național. Și acum iată ce spune Pielean. Nu trebuie să fim de acord cu el, dar trebuie să-i dăm cuvântul. 30% zice el că va fi participarea. Între 30 și 32%. Ceea ce este o primă tendință și este interesant că se spune, că de obicei încoată la televizor nu auzi așa ceva. Este îndemnat electoratul la vot, nu se comentează procentele, dar încă o dată nimeni nu riscă. Bun, deci 30%.
maximum 32, compară mai multe sondaje acest Pieleanu. Acum vin cifrele totuși care ne dau niște dureri de cap. PSD-ul a urmat să facă undeva în jur de 32% la nivel național. Enormă. Iar Partidul Național Liberal nu va face, conform lui Pieleanu, mai mult de 23%. Chiar dacă datele de astăzi indică 26% pentru PNL, Pieleanu se refugiază în tradiție, în istorie, în statistică, spunând că niciodată PNL-ul n-a reușit la vot să facă atât cât îl reclama intenția de vot. Adică este un fel de gogoașă care se desumflă pe ultima sută de metri. Numai că diferența ar fi zdrobitoare în favoarea nemernicilor din PSD, 32-23. Ăsta este scor de handbal când Naționala Franței nu prea pune osul și joacă pe teren propriu, cum s-a întâmplat recent cu Portugalia în preliminariile campionatului european, când nu prea pun osul și au în pasaj